Organizația PSD Argeș a desfășurat ședința Comitetului Executiv, care a fost prezidată de liderii de la centru, Victor Ponta și Adrian Năstase, ei suplinind absența președintelui organizației, Constantin Nicolescu. Pe ordinea de zi a ședinței s-au aflat analiza situației PSD Argeș, un raport al alegerilor trecute și organizarea în teritoriu. În această ședință, socialdemocrații au ales și un înlocuitor pentru Florea Costache. A fost ales în unanimitate ca vicepreședinte al PSD Argeș, senatorul Constantin Tămac. Mai ales că erau din aceeași zonă și are aceleași responsabilități în zona de sud a județului. Bine, dânsul oricum și fără să aibă titlul ăsta formal, dânsul făcea parte și din echipa de sud. La ședința Comitetului Executiv a fost prezent și primarul Comunei Albota, cel care în urmă cu aproape o lună anunța în plină ședința Colegiului Prefectural că nu va candida pe listele USL. A confirmat că rămâne în PSD. Și a declarat simpatia pentru domnul Năstase? Pentru domnul Năstase și chiar l-a apreciat și a apreciat activitatea și și-a prezentat încă o dată dezacordul că nu a fost ales președinte în 2004. Alții deja îl dădeau la PDL. Și că deja el ieri a avut un discurs foarte realist și concret. Liderii argeșeni ai PSD nu au făcut nicio precizare legată de candidații partidului pentru apropiatele alegeri.